dispoziția primarul comunii 104 din 16.03.2018, vă invităm să participăm la lucrurile ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 22.03.2018, ore de 16, la sediul primăriei comunii Sărbine, sala de Consiliu. Ordinea de zi următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacoa Orașului Comunești, de inițiator primarul comunii. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare cu Fundația Terra des Homes pentru implementarea proiectului suport pentru infrastructură socială și de sănătate și educație în județul Bacău, inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind achiziție de servicii de informare, promovare și publicitate a activității Consiliului Local, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind reziderea contractului de exercițiu de lucrări numărul 7001 din 31.12.2009, având ca obiect alimentare cu apa a satului aparținătoare a comunei Sărbine, județul Bacău, și scoatere la licitația publică a lucrărilor rămase a fi executat. Inițiator primarul comunei. Și 5. Diverse. Punem aprobarea ordinea de zi. Abținere. Am zis procesul verbal. Deci primul supus. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația și dezvoltarea intercomunitară pentru salubritate Bacoa Orașului Comunești, inițiator primarul comunei. Discuții? A primit o adresă de la ADIS în care mi se propune excluderea Orașului Comunești din asociație. În același timp am primit și de la Comunești o adresă prin care cei de la Comunești precizează că a aprobat contractul către EcoSud. Aprobarea contractului către EcoSud s-a făcut în conformitate cu actul adițional numărul 1 al documentului de poziție aprobat în 2010. Adică în 2010, în acel moment, pe orașul Comunești, chiar și acum, funcționează o stație de soltare, fiind soltare transfer, care este executată prin fonduri europene. Având în vedere că ei au aprobat acest contract la nivelul 2010 și conform asociației, pentru funcționarea celulei 2, trebuie aprobat acest contract pe EcoSud toate orașele, comunele care fac parte din asociație. ADIS-ul propune excluderea orașului Comunești din din asociație, având în vedere că până la data de 30 mai funcționează celula 1, începând cu data de 30 se închide celula 2 și trebuie neapărat ca EcoSud să administreze groapa de bune. Dar ce trebuie să facem noi? Excluderea orașului Comunești. Păi bine pentru lucrul ăsta să-l facem. Asta e, noi de unde să știm, ce să știm noi, ce după câte am înțeles, deci orașul Comunești, acum sunt sub contract cu groapa de buloi EcoSud, cum îi mai spune ei. Nu cu EcoSud, cu celula 1, EcoSud e pe celula 2. Păi el spune că nu este, asta are aprobare și pe EcoSud. Da, zice că a aprobat, dar a aprobat în condițiile din 2010. Și condiții din 2010 era ca tu să lași Comunești și să funcționeze pe transfer și soltare. Păi ei nu vor să accepte condiții în 2010, având în vedere că celula 2 este pe alte fonduri, nu pe fondul pe Valea Muntelui. Adică ei acum ar trebui să fie o înțelege între ei. Adică eu îmi fac celula 2, nu te las pe tine să vii, pentru că eu mi-am făcut celula 2, tu ai un proiect pe Valea Muntelui, eu am un alt proiect pe fonduri europene. Ați înțeles? Eu am înțeles că la celulă, când se depozitează, se depozitează la kilogram, la ton.
Deci, discuția între Adis și Comănești poate fi tranșată între ei, pentru că la Comănești se execută sortare și la celula 2 predă numai ceea ce cade de la sortare. Deci, broiul, menajer pur, care nu are altă destinație de refolosit. Deci să nu tratezi ei și deși să-l dăie pe ăsta afară ca să nu mai aibă unde depozita ceea ce pică de la sortare și să nu, deși să nu se înțeleagă să plătească la kilogram, la ton. Cât duși, atâta să plătească. Da. Mi se pare logic și cred că ar trebui să ia și alții exemple să sorteze. Deci ăsta care vrea să intre în normele europene legat de mediu, cu gunoi selectiv, îi dăm în cap și nu lăsăm să funcționeze. Noi care ducem și beton, ducem și de toate, mergem în continuare. Nu știu, parcă e ceva în apă, dar a ieșit... spun lucrul ăsta pentru că eu știu că orașul Comănești, încă de pe când lucram acolo la Comănești, avea un proiect în derulare tot pe fondul europene, prin care ei își organizase, colectarea și reciclarea și depozitarea gunoiului. Și acum mi se pare normal că să continui. Dacă utilajele funcționează, dacă totul este organizat ca să poată și aia la celulă să-i primească ceea ce depozitează acolo, la kilogram. În principiu, poluatorul plătește cu cât poluează. Asta e părerea mea. Și mă abțin ca să votez. Eu ce mai știu că acest proiect Valea Muntelui plus proiectul de pe ISPA, deci ISPA înseamnă cele 22 de comune, plus cele două proiecte de pe Moinești și de pe Comănești, Valea Muntelui și Cer, aveau anumit termen de valabilitate, dacă pot să-l numesc așa, și era 1 ianuarie 2017, când s-a intrat în asociația ADIS. A intrat și orașul Comănești și Moinești. Deci proiectul pe fondul europene 2010 este inclusiv cetățenii de pe Comănești și Moinești. Conform caietul de sarcini studiu de oportunitate, este cantitate de gunoi către societatea colectoare, dar gunoiul se plătește la pe populație. Acum, conform legii deșeurilor, se precizează că trebuie plătit pe kilogram. Dar acum, când ai făcut acest proiect, este pe persoană. Acum e... Trebuie să cauți soluții de rezolvare. Se poate ca să dai piciorul un proiect care deja a funcționat și se funcționează și... Înțeles că doar le ceri bani înapoi de fonduri europene, nu trebuie bani înapoi dacă nu... Ei așa spun, dar nu cred că e adevărat nici asta, pentru că ei, pe 1 ianuarie 2017, nu mai avea nicio legătură cu fondul europene. Deci, ei pur și simplu vor acum să plătească doar la cantitatea de kilogram de gunoi. Aici e singura problemă. Adică să-ți lase stația soltare transfer. Adică tu, ar fi să închizi stația soltare transfer de la Comănești și să vii la Berești. Și de la Berești să-ți ia cu să-ți ducă la celula 2. Adică tu te-o închid de pe-a ta și să vii. Eu fi prima de bani acolo făcut-o și acum să închid. Nu, dar eu cred că ar trebui căutat o formă de colaborare în așa fel încât să se includă și mijloacele cele care le au acolo, mijloacele materiale. O formă, părere. Nu, în circuitul lor. Cred că se găsește. Noi chiar trebuie să facem. Pentru unica și comună, mă interesează bunul meu sau comunele mele. De data de 30, eu nu mai am unii duce bunuri pe celula 2. Problema este că nu poți să-i dai pe Comănești dacă nu-i dai pe toți, dacă nu aprobă toți. Deci unul, dacă nu aprobă, trebuie să se ducă în instanță să solicite excluderea. Adică din acele 80-90 de comune, sau cât sunt, 86 de comune și alea, toți să fie de acord. Una, dacă nu este de acord, atunci trebuie să te duci în instanță.
Da, dar eu venit mă drăgești cu motivații, cu motivare clară. Clar. Clar. Adică te sunt motivații clare. Păi, dacă deci are să vină cu motivații, Comăneștiul vine cu motivații. Comăneștiul motivează că ei aprobă la nivelul 2010, având în vedere că au un proiect european. Dar tu nu ai proiectul european din 2017, deci tu l-ai avut până în 2017, Adisul spune. Dar e funcționabil. E funcționabil. E funcționabil. Dar eu am un proiect care se plătește pe persoană. Am înțeles. Tu vrei să plătești pe cantitatea de gunoi. Adică, dacă ești o asociație și toți plătim pe persoană, trebuie să te adergi și tu pe persoană. Adică, așa mi se pare. Chiar dacă stația ta stă să-ți funcționeze. Ei l-au ajuns, cred că ei l-au ajuns la un compromis și au aruncat-o în partea asta acum. Și au aruncat-o în partea asta acum. Până la urmă, da, până la urmă, da, e scandal mare. Da, pe ideea asta. Și-o aruncat în partea asta. Deci e foarte greu să faci distinția, adică toate 80 de comune plătesc la persoană, tu comunești în 20 la tonă. Nu se poate, tu vii în proiectul meu, nu mă duc eu în proiectul tău. Deci, pe o parte, comunești pe de altă parte, zice, dom'le, eu nu vreau, eu vreau să-ți plătesc la tonă ca o stație de transfer. Dar primește-mă la celula ta 2. Păi nu poți să te primesc la celula 2, pentru că la mine se plătește persoană. Adică tu acum, comunești, tu trebuie să duci undeva cu noi. Unde îl duci? Când ai unii să-l duci. Tu trebuie să te primesc eu pe tine la groapa mea de gunoi. Păi atunci când și domnul Dumitru Vasile are dreptate. Dom'le, ar trebui să fie o înțelegere între ei doi, ei acolo la nivelul, eu știu ce înțelegere, astfel încât se poată duce, dar eu ca și român nu pot să mă blochez acum din cauza orașului Comănești. Corect. Da. Un exemplu clar, exact cum a fost cu gunoi, cu mașina de gunoi. Da. Tu lăsa cu mașina de gunoi și te-ai dus la mașinile lor. Te-ai dus la mașinile lor, pentru că de ce? Că nu te-a primit la acea lume. Exact. Dar nu e rost. Ce faci cu gunoi? Păi toate cealaltă comune vor plăti la Uniunea Europeană acei 500.000 de euro pe lună, că nu ai unde să fii gunoi. Celula 2 nu poți să o pui, de celula nu se vrează administrarea ecosuțului și nu ai unde să fii gunoi. Pentru că de ce? Comănești nu se înțelege cu... Cu Adisul. Plata de persoană îți pare cam așa, așa, așa. Pentru că la Moinești a văzut au făcut ei o înțelegere, nu știu ce înțelegere. Că Moineștiul au acceptat anumite condiții, nu știu ce s-a întâmplat. Moineștiul. Ei, Comăneștiul nu a acceptat. Nu găsesc că Comăneștiul a fost o comună. Spuneți-mi dacă greșesc. O comună pus oraș Comănești. Ei, toate comunele astea 8 s-au retras și au rămas Comăneștiul. Adică, e cred că, din punct de vedere, nu știu un punct de vedere să nu greșești un ce spune. E vorba și de puțin încăpățânare. Adică, la masă, când stai la niște negocieri, ai lași tu de la tine, mai pui tu ceva. Adică, să existe totuși o înțelegere. Că nu poți să blochezi un proiect de 40 și ceva de milioane de euro, că vrei tu pe trică clopotat. Nu prea poți. Adică, vii în proiectul meu, exact cum zice rusul. Vii la mine, dar accepti condițiile impuse de mine, că e casa mea. Eu, dacă vin în casa mea, nu accept condițiile mea ta. Adică, îți impun eu ta. Dar nu într-un final, cum este bine ca să procedăm? Când bănuiesc că ați fost la discuții, eu, punctul meu de vedere, nu pot să blochez un proiect de o asemenea regulă doar pe niște lucruri pe care... Pe nu mă interesează. Nu să pleci Comăneștiul că am aprobat eu excluderea sau neexcluderea orașului Comănești. Nu! Pentru că, la un moment dat, sunt 80 și ceva de comune. Dar eu când stau și mă gândesc, nu vreau să blochez cu mâna mea. Da. Eu nu vreau să blochez cu mâna mea. Pe dar așa, ești tu cum este. Adică, nu neapărat să stai de acord. Fiecare să se exprime un anumit punct de vedere. Pentru că, la un moment dat, sunt și luptele astea din interiorul partidului. Mă, aici PNL-ul, aici PSD-ul, aici UDMR-ul, aici... Adică, dumneavoastră credeți că comunele care sunt parte din... De Comănești, din anumit, din punct de vedere politic. Ei aprobă excluderea, nu aprobă excluderea. Și atunci, se, groapa de gunoi, celula 2, indiferent de ce presiune există, ea nu se dă drum. Ascultați-mă, trebuie să te duci în instanță. Nu se dă drum. Pentru că, la un moment dat, dacă eu sunt prieten cu Gheorghe, cu Vasile și cu Ion, mă susții până în pânzele. Și atunci,
Păi, dar într-un final, cred că e și limpede. Dacă, și limpede. Dacă blochează, o blochează tot. Ai lor și ai lor. Indiferent, dar nu se dă drumul. Nu se dă drumul. Da, dar nu blochezi tu. Nu blochez eu. Că știi ce stau mâine, păi mâine iar din nou, știi ce se întâmplă. Vine cu presiune și iar faci ședință local. Că așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Punem sub aprobare? Da. Blochează, ai luat și atâta de la ceva. Este pentru? Câte? Câte pentru? Nu, în afară de domnul președinte. Eu m-am abținut. Eu m-am abținut. Și am spus și eu. Deci, abține domnul? Eu îmi exprim iar un punct de vedere. Noi suntem încă foarte mici, dar nu pot să blochez eu niște ambiții personale al doi primar. Până la urmă, acolo e voia. Știți că și noi am avut niște ambiții personale mari, vis-a-vis cu mașina noastră de gunoi. Știți? Nu știu. Nu adică n-am avut, dar n-ai avut unde să te duci gunoi. N-ai unde să te duci gunoi. Așa și cu mărășul. Și știți ce o să întâmplă? Nu o să ai unde să te duci gunoi. Până la urmă, tot acolo. Considerați că este... Păi, mai negociez prețul. Da, cum, păi ce zice acea? Păi, tocmai de aceea, deci, de-aia mai întreb și încă o dată, că trebuie să înțeleagă între ei. Da, cam așa, da. Să nu poți să blochezi un proiect, așa este. Nu poți să blochezi, dar nici ca să dai cu piciorul la niște investiții care... Ai dreptate, dar și tu vii la mine în casă. Tu te împui niște leguri pe persoană. Aici vreau să, încă o dată, să punctez. Lăsăm dreapul toate contradicțiile astea între partide. Să lăsăm toate discuțiile astea contradictorii. Problema este să caute soluții și să valorifice ceea ce au acolo. Da, pentru că nu știu de să distruge. Păi da, noi în loc să luăm cu un exemplu bun. În loc să facem ce au făcut ei bun. Noi acum le dăm cu piciorul, că nu suntem noi gata. Și la noi nici nu-i gata la Bereș ca să-i dea drumul, să-i cheme, să recicleze la Bereș. Deci, ceva care deocamdată cred că trebuia să meargă pe colaborare, înțelegeți, și să meargă în continuare. Deci, nu e la nivelul alt. Păi de-aia noi acum le tragem un semnal de alarmă ca să facă discuțiile la nivelul alt. O să vă explic la sfârșitul ședinței, știți? Stația cu mașini de la Tescan, baza aia s-a fost baza aia, știți unde trebuia să fie? Nici noi nu avem șești, ca să știi. Deci, 10 la 2. Prima dată a fost rezultatul inteligent și sunt de aici jos. Într-o noapte, la o discuție, când nu avem șești, nu mai intru în amănunt. Așa și nimeni, trebuie să iei iar iar. Trecem la punctul 2. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare între Fundația Terra des Homes. Pentru implementarea proiectului suport pentru infrastructură socială de sănătate și educație în județul Bacău, inițiator primarul comunei. Mulți dintre dumneavoastră ați participat la această ședință cu Fundația Teltezon. Ei, în general, s-au axat pe terenul de fotbal, pe cultură. Noi am fi vrut foarte mult să facem terenul de fotbal de aici, de la Sandoia. Condițiile pe care mi le-au impus ei, nu am fost de acord cu ele. Adică ei să vină cu un proiect care costă anumită valoare, ei vin cu societatea respectivă, noi, adică sunt niște condiții pe care nu le-am acceptat. Din valoarea care ei preconizau că o să ne dea, 17-18.000 de dolari, după toate cheltuielile aferente proiectului, avizului și licitație, nu ne-ar fi venit 7.000 de euro, dar ei să coloneze toată lucra. Adică pentru 7.000-8.000 de euro nu stau la mâna ta, adică Teltezon. Și de ce spun că nu stau la mâna lor? Ei, spre exemplu, ar fi putut să vină la licitație cu, pe metru cub de beton 5 milioane și el să fi costat 3 milioane. Și el nu poți să-ți plătesc tu ția 5 milioane dacă nu plătești 3 milioane. Adică, și erau niște condiții pe care nu le-am acceptat, al terenului de fotbal. Nu am încercat să facem un teren de joacă
aici în spatele poliției. Ei au precizat că este o suprafață foarte mică, la care eu am venit cu ideea că faceți câteva bănci, niște betoane, nu au fost de acord. Ok, până la urmă au rămas să facă biblioteca de sus, să o doteze. Noi să ne ocupăm, să punem geamul de termopan pe balcon. Am adus un expert de la Iași care să fac și să-mi efectueze o expertiză tehnică pe balcon, dacă proiectul făcut în 2006 suportă o anumită greutate, așa teoretic ar trebui să suporte, dar pentru că este o cădere mai mare de 10 ani zile construită, îți trebuie neapărat expertiză tehnică. Noi punem geamul de termopan, iar ei toată sala, calculatoare, renovează tot. Și atunci, pentru a putea beneficia de acea sumă de 17.000-20.000 de euro, da? Îmi trebuie un raport de asociere între noi și Fundația Tertezon. Deci, fără raportul ăla de asociere, nu poate fi implementat acest proiect de renovare, de dotare a bibliotecii din cadrul primăriei Sândoi. Asta e lucrurile. Dar nu încercați să o mobilați pe el, pentru că are clădirea nouă a Academiei Culturale, este sală destinată bibliotecii. Deci nu se încearcă ca să o pun pe aia în valoare. E și mai modernă, are și... Am precizat acolo, este o clădire foarte greu de întreținut. A venit expertul acum, nici acolo nu putem să obținem acei... Normativele din 2006 erau ok la vremea respectivă. Adică proiectul a fost ok la vremea respectivă, nu avem nimic, dar pentru că normativele, legislația s-a schimbat, nimeni nu mai semnează pe anumite modificări care ar fi trebuit să fie făcute acum în... Adică... Și în situația asta, clădirea rămâne neutilizată? Căutăm soluții, dar nimeni nu poate să nu semnează pe o clădire fără autorizație ISU. N-ați văzut peste tot. Adică, mai mult de atât, ca să funcționeze o bibliotecă, o cameră de bibliotecă, trebuie poți să încălzești 1500 de metri cubi, 1500 de metri pătrați. Adică, cheltuielile sunt foarte mari. Asta e mare. Să ai niște abilități care degenerează discuția în alte subiecte și în alte lucruri. Altcineva? La vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind achiziții de servicii de informare, promovare și publicitate a activității Consiliului Local Sândulen, inițiator primarul comun. Anumite societăți a venit cu propunerea și cu anumite oferte de înregistrarea ședințelor Consiliului Local prin încheierea unui contract între autoritatea contractată și societatea difuzoare de televiziune. Conform registrației vigoare, noi aprobăm achiziționarea acestor servicii, că sunteți de acord cu achiziționarea servicii, iar prin biroul de achiziție se va face această achiziție. Adică se va face un anunț de publicitate și se va încheia un contract cu societatea care oferă prețul cel mai scăzut. Altcineva răspunde spre la cuvânt? Da. Deci noi aprobăm într-un fel că suntem de acord să achiziționăm aceste servicii. De promovare, publicitate. Da. Nu cu valoarea lor, nu cu firma. Valoarea este aprobată în următoarea ședință. Am înțeles. Deci asta, ca să... Doar că suntem de acord cu aceste servicii. Da. În momentul când, pe exemplu, se va face o achiziție. Achiziția se va face, va fi o achiziție directă, prin un anumit de publicitate sau cu plăcerile de ofertă, adică prin diferite mijloace, și prețul respectiv va fi comunicat Consiliul Local că, virgulă, televiziunea Ițulescu a câștigat pe valoarea respectivă. Din glava, cine este pentru? Patru.
proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de execuție a lucrărilor numărul 71 din 31-12-2009, având ca obiect alimentarea cu apă a satelor aparținătoare Comunului Sândulești, județul Bacău, și scoaterea la licitație publică a lucrărilor rămase a fi executate. Inițiator, primarul Comunului. În 2009 s-a încheiat un contract pe alimentarea cu apă pe o de 7, poate, nu? Pe o de 7. Din lipsă de finanțare, dacă greșesc, mă completez. Din lipsă de finanțare, din 2010 până în 2014. În 2012 știu că a mai fost lucrări executate de 3 miliarde 600 pe care nu au venit bani. Au venit în 2014, cred, sau în 2012 au venit. Din lipsă de finanțare și niște schimbări de normative de legislație, a trebuit să reactualizăm proiectul. Am reactualizat proiectul, acum constructorul am reactualizat, am modificat prețul pe baza de IPC, dar constructorul în acest moment tot nu dorește continuarea lucrării. Spre exemplu, anul trecut a plecat oamenii la cuvânt de porumb, pentru că nu-i convenea ce sume încasează noi la comandă noi. Acum îi dau și unii dreptate, pentru că salariul minim pe economie, când a venit pe manopie, era de 675 de lei muncitor necalificat, acum e 1900 de lei. Pe helpdesk, vedeți, verificați pe interactiv, domnul Marian, pe interactivitate bibliotecă, intrați pe helpdesk, ANAP, intrați pe ANAP, interactivitate bibliotecă, unde sunt diferite întrebări care le adesează instituțiile publice și nu numai instituția publică. Pe speța 46, 49 și 169 se precizează modificări ale contractului cadru pe bază de ajustarea prețului, modificarea contractului, ajustarea prețului. Ajustarea prețului pot fi făcute numai pe modificări ale registrației și pe bază de IPC, pe material. Acum, noi avem modificări în contract. Condiția esențială să fie trecută și în contract și în documentația de atribuire. Este trecută cu ajustarea prețului pe bază din ISE, dar nu este pe manual. Pe la un moment dat, pe un articol zice, proiectul rămâne fel cu toată durata contractului. E o situație mult prea grea. Am aprobat în Consiliul Local reactualizarea valorii lucrărilor rămase de executat. În același timp, un articol din un contract se precizează. Contractul de execuție este pe un an de zile, dar cu posibilitatea de prelungire a contractului de execuție. Contract de execuție. Prelungirea contractului de execuție cu o firmă se face pe baza unui document justificativ. Adică o hârtie, o adresă, o solicitare, o notă de înscriere, în care eu, ca și ordonator de credite, sau ca beneficiar respectiv oasă doi, solicit societății executoare de execuție prelungirea contractului. El nu a solicitat nici el prelungirea contractului, nu a solicitat nici eu prelungirea contractului, având de vedere că mi s-a creat un prejudiciu de nefinalizare a lucrării. Dar nici el, în același timp, nu mi-a solicitat prelungirea contractului. Eu nu pot să stau așa. Nu pot să stau așa. Aș parte la licitație, legi de executat, iar a doua posibilitate care ar fi, ce posibilitate ar fi? Să ridic valoarea contractului pe manoperă, pe valoarea care ne dă proiectantul acum. Dar și aici este puțin cam ciudat, adică trebuie să mă duc la București să verific dacă pe documentul. E o asumare de răspundere la primarul. Tu foarte greu, atât timp cât el a venit pe 62%. Tu îi ridici valoarea aia, dar da seama, valoarea unui contract acum, să zicem, unui proiect de asemenea învergură este 2 milioane de euro, dau un exemplu, 90 de miliarde, dacă vine cu 62%, 54 de miliarde, tu practic îți ridici numai manopera. Dar săpături, tot ce este pe acolo, se păstrează la nivelul din 2006, adică tu nu beneficiezi de banii aia. Banii aia îi dai muncitorului. Să mai scrie cineva? Noi avem cu Consiliul Local Mândești, au dreptul să aprobe așa ceva, o rezilierea unui contract? Dar cine? Eu? Nu, zic. Da, cum să nu.
Deci posibilitatea de prelungire, nu rezile. Deci aici, pe expunerea de motive, unde am scris acolo. Deci eu, ca să prelungesc, de dumneavoastră aprobat niște indicatori tehnici autonomici. Aprobat un contract. Deci Consiliul Local aprobă încheierea contractului în urma licitației, comisie. Ei, aici, eu ce-am spus? Aici. El nu a solicitat prelungirea celui altul. Am înțeles lucrurile. Da, el nu a solicitat prelungirea altul. Eu nu pot să, de la mine, eu sunt doar administrator în comune, nu pot să solicit prelungirea acestui contract atât timp cât mi s-a creat un prejudiciu comun. Adică... Eu nu m-am referit la așa ceva. Eu am înțeles piețe. Nu, dacă consiliul local... Am aici... Unde este aia de la procuror? Am adus-o aici, de masă. De la sigur. Vedeți aici... Pe masă aici. Avem o hârtie despre exemplu și acum. Nici acum nu este rezolvată problema cu... Era pe masă. Problema cu... Dar nu mai. Deci nici acum nu este rezolvată problema cu compensarea datoriilor. Adică, la un moment dat, el trebuie să-mi dea mie 1.600.000, 1.400.000, el mi-a făcut cărți 1.600.000. Ei, procurorul ce îmi spune? Băi, compensează datoriile ca să n-ajungi în judecată. Eu n-am făcut nici acum compensarea datoriilor. Este foarte greu eu. Eu sunt un simplu angajat să fac eu compensare de lucrări. Adică, să spun, ai băgat țava atât, costă 7 lei, tu îmi spui 8 lei, eu spun 7 lei. Adică să fie o negociere între mine și el de compensarea datoriilor. E foarte greu, adică eu să fac compensare pe propria mea pregătire. Nu zic că nu mă pricep, dar nu am pregătirea necesară, tehnică, ca să fac acest. Deci nu iau acum discuții. Că eu aș avea ceva împotriva rezilei sau mă gândesc ca să sunt cu și trebuie, din contra. Vreau ca să gândim bine dacă prin această rezilere noi câștigăm timp ca să putem pune, ca să poată fi pus în valoare această investiție care are deja o grămadă de cheltuieli făcute. Dacă asta s-a analizat din toate punctele de vedere, că a să avem un alt constructor care o să fie mai serios pe asta și că acest domnul Doane sau cum o știam în societatea asta nu o să facă nicio contestație sau plângere în instanță pentru că s-a reziliat contractul numai unilateral, numai de o parte. Totul e bine atunci. Problema este că, practic, eu, această noțiune de rezilierea contractului, am văzut nu este o rezilierea de contract. Trebuie să se înțeleagă foarte bine. Nu este rezilierea de contract. Rezilierea de contract se face conform articolul 1312 din Codul de Procedură Civil, când acea societate este în contract. El nu este în contract cu mine. El, în acest moment, nu este în contract cu mine. El nu este în contract cu mine. El nu a avut contract decât un an de zile. Dacă nu e în contract cu noi, nu e ce zile este el. Păi ce zile este? Nu este scoaterea la licitație, la lucrări, nu va să fie deci el nu este în contract cu mine. Și a spus neprelungirea, contractul, având în vedere că la un moment dat am precizat aici, având în vedere că el nu a transmis o adresă de prelungire actului, primul Consiliul Local, ia act de neprelungire a... Deci el nu este în contract cu mine. Și nici nu a făcut o adresă de prelungire a contractului. Nici eu. Domnule. Dar el ar mai vrea bani, că simt, dă ceva bani lui. Conform ce se precizează, eu țin minte așa, domnul secretar a pus pe SECE nu a dat curs acestei soluții, toate conform punctului din recunoare, executat avea posibilitatea de a solicita și el prelungirea termenului de execuție. El nu a prelungit, nu a solicitat. Situația asta atunci a scoateți la licitație,
Știu, eu, asta mulți ne facă că nu sunt cadrate. Exact, 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 pentru că eu acum, deci de asta sunt atac de aceasta, eu pun să semnez un contract acum cu 8 ani, când suntem în luna februarie, când este expirat pe 31 decembrie. Pe situația asta, nu se mai spune revizia. Revizia din asta. Este revizia. Păi, este revizia de drept. De drept, dacă eu nu mai știu. Și cum articolul 112 este revizia de drept. Dată în judecată, pentru că noi acum... Dar fără judecată nu se poate. Suntem în pericol să pierdem finanțarea. Numai că finanțarea o pierdem, dar nu terminăm investiția și până la urmă pe noi ne interesa ce mai mult să terminăm... Că oricum finanțarea este până în 2018 și dar cu posibilitatea de prelungire... Aia e o situație grea, adică indiferent de ce spunem, ce discutăm, e o situație grea cu apa. Vedeți dumneavoastră, pe Sândureni, ce este deranjat? Dom'le, e gata acolo, e gata. Trebuia doar să facă puțul de la Sândureni și să trimită apa în bazin și să dea drumul apă în Sândureni. Atât! Și puturile sunt plătite, 4 milioane. Deci, practic, el trebuia să vină să monteze un puț, să pună o pompă care să împingă pompa sus la bazin și să dea drumul la tot Sândureni. Dar bazinul e-s gata, nu-s gata? Bazinul e-s gata, e terminat de pe timpul. Dar adică 2010 te dai la bacoro, le ai depozitii. Nu-s pe pozitii. Câte e bată? Nu-s pe pozitii, poate să bage apă. Așa dacă ești în bacoro, nu poate să bage apă cu apă. Înțelegeți ce vreau să spun? Păi dar trebuia buzitare și n-a fost să le monteze. Păi n-a fost să monteze. La un moment dat îi spun anumele, că e în custodie. Și el spune, dom'le, mă costă 50 milioane mașina. Eu am... Îți plătite, nu? Îți plătite și îți la el. Și el, dacă nu-ți însolvență, nu mi-le mai dă. Și eu trebuie acum neapărat să taxez o macara, să le aduc. Dar unde le aduc? Ce să fac cu ele? Le pun în puntea școlii, că dacă nu le-am adus, cineva va răspunde. Dacă ți le dă? Păi mi le dă, că îi mă duc cu actul de custodie, mă duc cu executorul. Ce, mă duc cu executorul, mă duc să le iau din curte, că sunt ale mele, că am procesul de iau din custodie. Sunt acolo, așa, da. Păi sunt acolo. Exact cum am pățit și cu țeava. Păi țeava, dacă nu mi-o aduceam, dădeam cu subsemnatul, țin țeava acolo. Dar dacă nu aduceam, era o problemă țeava. Pentru că eu în fața procurorului acum zic, domnule, am țeava, de cât ce valoare ai? 2600. O am țeava. Altcineva să mai scrie la cuvânt? Nu. E o situație mai grea cu apa, adică... Deci aici rămâne termenul de revizie sau trebuie prevenire? Deci injectarea de drept. Injectarea de drept. Revizirea de drept. Pentru că el deci, nu mai este în termenul de execuție și după aceea de ce nu a mai venit cu toate cu notificările, n-a mai venit casea să... Nici n-a mai semnat acolo ceva. Vreau să credeți că mie îmi convine să scoți aia la licitație și... Fui, e nou de greu să scoți la licitație. Dar nici nu o scoteam asta. Nici nu o scoteam, dacă eu n-am scos-o. Dar nu te cum mi-a făcut lucrări de 1.300.000 un an de zile și pe umă a plecat. De ce faci cu 1.300.000? E serios. 1.300.000. A făcut pe Oșa Blanc, conducta aia, a băgat pe Oșa. A băgat pe drumul, a completat capii de astea. Cu trei oameni de noi acum. Trei oameni de noi. Și bă, și aia trei oameni de noi. Nu, pe cazul ăsta, da, pe cazul ăsta. Da, cu oameni de noi. Da, că ți-l puni proiectantul. Da. Punem apropare. Cine-i pentru pas? Diverse. Cine se scrie la cuvânt la diverse? Nu mai avem discutat nimic? Cei care nu au discutat, nu putem mai trece. Dacă nu sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, nu sunt ședința. Da? Mulțumim. Pentru asta.